Pompiliu Crai, fost președinte al Organizației Seniorilor din PNL Hunedoara, a renunțat și la funcție și la partid, nemulțumit de cum merg treburile, dar și de cum sunt tratați chiar și membrii cu experiență în politică. Pompiliu Crai a trecut în tabăra liberalilor lui Ludovic Orban și este convins că până în 2024 Forța Dreptei va avea organizații și în județul Hunedoara. Liberal convins, Pompiliu Crai nu a ezitat niciodată să spună lucrurilor pe nume, mai ales în situații critice pentru partid. Sub noua conducere județeană, Crai a devenit însă incomod, motiv pentru care a preferat să plece din partid. Noi ce am făcut acum? Am venit, ne-am cocoțat conducerea actuală județeană a Partidului Național Liberal, câțiva oameni acolo, 4-5 oameni, care fac și desfac, fără să mai consulte cu nimeni. Rezultatele se vor vedea în 2024. Acum, sigur, dacă eu ce vorbesc, acum pot să zic că un băiat și la ăsta, mai tacă dreacu, o pleca să-și vadă de treabă. E, uite că nu tac. Nu tac pentru că am ieșit din interiorul partidului. Când am vorbit acolo, am fost amenințat, pentru că asta se întâmplă astăzi. Dacă ai opinii, suferi pentru opiniile tale. În loc cineva... Culmea, într-un partid Într-un partid de factură liberală, da? În Partidul Brătienilor. Pe ce e asta? Ce partid e ăsta unde nu poți să-ți exprimi opinia? Astăzi mă uit la comentarii. Dumnezeu, ode frumoasei președinte, ode închinate prefectului, ode bravo, la orice acțiunea lor e cu bravo. Pompiliu Crai este optimist în privința viitorului pe care îl va avea partidul Forța Dreptei în județul Hunedoara. Da, m-am alăturat domnului Ludovic Orban, iar hotărârea mea a fost luată imediat după congres. Deci, sigur că a mai trecut o perioadă, în fine, după congres, dar nu foarte mult timp, și într-o organizație unde ești o voce, ești înțeles, ești amenințat, îți dai seama că nu mai ai ce să cauți acolo. Deci eu n-am trădat ideile liberale, au trădat, alții le-au trădat, da? Cei care au rămas. Încă nu este constituit la nivel de județul Hunedoara un comitet de inițiativă. Eu am fost o persoană mai vocală, am ținut legătura cu domnul președinte Ludovic Orban. Și nu e ușor să înființez un partid nou și mai ales într-un județ ca Hunedoara, unde lucrurile știm cu toții cum stau, este destul de greu. Dar să sperăm că în final vom reuși. Noi nu avem un parlamentar în județ care să fie afiliat Forței Dreptei și atunci... Sigur că este vorba de multe aspecte care concură la realizarea unui asemenea obiectiv. Încă nu sunt oficial membru al Forței Drepte, am semnat o așa zisă adeziune online, dar nu s-a constituit o organizație unde să putem să facem încă primiri și așa mai departe. Da. Acum, sigur că e greu de dat nume și de spus despre unii sau despre alții, dar eu vă spun cu certitudine că sunt primari care vor veni la Forța Dreptei. Atunci, când va fi momentul. Sigur, vorbesc de toată țara. Pompiliu Crai este convins că după ce PSD va prelua conducerea guvernului, înlocuindu-l conform înțelegerii pe Nicolae Ciucă, pentru PNL vor veni vremuri și mai grele.